Bună ziua, domnule Andrei Astelehu. Suntem în ferma dumneavoastră pentru al doilea an și este momentul în care se desfășoară ziua grâului în Bărăgan. Pentru Bărăgan, cerealele sunt foarte importante. Cum e pentru ferma dumneavoastră? Ce suprafață aveți pentru cereale? Bună ziua și bine ați venit la noi din nou. Mă bucur că ne revedem, chiar dacă anul ăsta nu arată culturile la fel de bine ca anul trecut. E un moment bun totuși de învățare și cred că o să avem de câștigat împreună toți cei care au fost aici. Cereale la noi în fermă ocupă aproximativ jumătate din suprafață. Trebuie să recunoaștem că în ultima vreme, cel puțin în ultimii 2 ani, am mers mai mult către porumb decât către grâu, prin prisma irigatului. Cred că e de înțeles treaba asta, cumva. Dar începând cu toamna viitoare o să introducem grâu în cultură chiar și pe irigat, cu toate că unii dintre colegii ne tot spun că suntem cam nebuni să încercăm să facem treaba asta, pentru că în general grâul nu e foarte profitabil ca și cultură, e mai mult o cultură pentru rotație. Tocmai din cauza asta vrem să o introducem, nu vrem să renunțăm la rotație și cred că o să avem rezultate bune. Suntem încrezători că o să fie așa. În general, cam ce ne-am propus să facem, am făcut, deci nu văd de ce n-am face și treaba asta. Dacă vorbim de profitabilitate, știm cu toții că mulți fermieri spun că rapița este o cultură profitabilă. Din câte știu, ferma dumneavoastră a renunțat la rapiță. Cum ați luat decizie? E o decizie grea. Da, am renunțat destul de greu, ce-i drept, pentru că la noi rapița a fost cultura principală câțiva ani buni. Am renunțat pentru că, fiind atât de instabilă, e destul de riscant să mergi cu rapiță pe partea de irigat. N-am renunțat pe partea de neirigat, adică o să încercăm în continuare să semănăm rapiță. Nu avem premize prea bune, pentru că în ultima vreme ploile din august și septembrie au cam lipsit. În ultimii ani n-am avut ploi în august și în septembrie. Trecerea la minimum tili și la ulterior, probabil, la nou til, ne-a forțat cumva să reducem suprafața, pentru că nu mai suntem siguri de răsărirea rapiței. Înainte, când aram, făceam treaba asta înaintea semănătorii, chiar dacă semănam mai devreme, dar aveam apă suficient de multă pentru răsărire și aveam garantată răsărirea. Asta acum, am observat. Scoaterea plugului din am scos tehnologie de nu v-a mai lăsat. Ani, da? Și pe chestia nu mai garantează asta, cumva, rapița. Nu mai garantează răsărirea. Uh-huh. Dacă ar fi să o punem la irigat, ar răsări doar pe pivot. Noi irigăm cu pivoți, deci colțurile ar rămâne probabil nerăsărite. Uh-huh. Am putea să încercăm floarea soarelui acolo în primăvară, să zicem. Renunțarea la rapiță e o chestie de moment. Nu am zis, băi, gata, scoatem rapița și nu mai punem niciodată. Ce veți spune când veți găsi o soluție? Dacă vedem că sunt să întrunesc anumite condiții și redevine fezabilă, o să o facem. Adică nu. Știu că faceți minimum tilici de câțiva ani. Aș vrea să vorbim adresându-ne fermierilor care, dorind să îmbrățișeze această tehnologie, au dat greș. Și au făcut-o odată și au spus, domnule, după ce am încercat, vă zic sincer, și sunt fermieri pe care îi cunosc, îi respect și sunt convinsă că au încercat, dar au un recul și s-au lăsat efectiv de treaba asta. Unde, ce trebuie făcut? În primul rând, ar trebui încercat mai mult decât odată. Nu poți să faci o trecere către tehnologia asta după un singur an. Asta e destul de clar și, într-adevăr, înțeleg perfect pe oamenii care au încercat treaba asta și nu le-a ieșit și au renunțat. Cel mai simplu e să te întorci la zona de confort. Corect. Adică plugul îți asigură zona aia de confort, cu toate că de multe ori îți face și bătăi de cap, când nu poți să ari în condiții bune, când scoți bolovan și te lupți cu ei. E un lucru de care noi am scăpat și suntem foarte mulțumiți de treaba asta, că nu mai avem bolovani în cultură. Ce pot să sfătuiesc e să încerce mai departe. Mai ales în zona noastră unde vedeți bine ce se întâmplă cu ploile, cât de mult lipsesc, a început să devină o regulă să fie n-ai două luni consecutive iarna, în care nu vezi apă, să n-ai zăpadă iarna. Chiar vorbeam cu cineva zile trecute și chiar asta spuneam și eram de acord că trebuie să ne cam obișnuim fără zăpadă iarna. Dar lucrurile minime
ajută la conservarea apei în sol, asta e destul de clar și ar trebui, după părerea mea, să o menținem măcar pe aia puțină pe care o avem, să facem în așa fel încât să o menținem. Resturile vegetale, atâta timp că le ții la suprafața solului, îți protejează solul de radiațiile solare, de acțiunea eoliană. Deja sunt diferențe foarte mari, eu am observat treaba asta la noi, între zonele acoperite cu covor peste iarnă sau unde au fost resturi vegetale de la cultura precedentă. Pot să zic că am avut mici probleme la semănat din cauza că era prea ud, ceea ce nu prea se întâmplă la terenurile lucrate. Mai ales lucrătura agresivă cu combinatorul de 2-3 ori primăvara ar trebui scoasă din practică, pentru că la cum bate vântul în zona noastră, deja pierzi încet, încet, pierzi stratul fertil care e deasupra și am văzut cumulul și de factori duce la, pe termen lung, la eroziune agresivă, la deșertificare. Nu poți mai să fii un fermier, cuvânt, dar nu mai e pe ce. Da, exact. Și nu mai e un cuvânt fancy așa, dezertificare, e foarte prezent, trebuie să fie foarte prezent, pentru că vedem bine și diferența dintre noapte și zi. S-a accentuat ca și temperatură, diferențele de apariția ploilor. Încălzirea globală e prezentă, e clară treaba și trebuie să ne adaptăm. O să vă întreb dacă știu că ferma dumneavoastră testează atât densități diferite, cât și adâncimi diferite. Ce ați descoperit nou? Pentru că vorbeam la început despre faptul că învățăm împreună și s-ar putea să greșim împreună și să învățăm din asta. Ce ați încercat nou la grâu? La grâu, în solele noastre separat de ziua grâului, în principiu mergem pe resturi tocate cu o tocătoare de resturi vegetale și semănat direct cu o semănătoare cu pregătire, ce-i drept. Urmează să facem un pas în direcția de no-till, adică suntem undeva pe la 70-80% gata pentru treaba asta. Dar cred că n-ați fi putut ajunge dacă nu treceați prin această semănătoare. Ce aveți semănătoarea acum și către ce vreți? Acum e un Pottinger Terasem și deși încă mai avem rate la ea, deja ne-a ajutat către următoarea. Da, ne-a ajutat să ne deschidem orizontul și a făcut mai mult decât ne așteptam de la o semănătoare clasică. Deja devine sistemul ăsta de semănătoare cu pregătire, devine un clasic la noi. Majoritatea se îndreaptă, chiar și cei care lucrează în convențional, se îndreaptă către semănători cu pregătire și pot să spun că a făcut foarte mult de banii pe care i-am dat pe ea, adică s-a amortizat deja în 3 ani de utilizare. Care e următoarea provocare după semănat la grâu? După semănat la grâu, următoarea provocare ar fi să întreții cultura. De buruieni? De buruieni, să zicem că mai puțin, pentru că lucrările minime ne aducând semințe de buruieni de jos, an de an, și ne răsturnăm brazda, deja începem să vedem o îmbunătățire în sensul ăsta. Dar apar probleme cu dăunătorii, apar probleme cu bolile. Cred că gândesc toți fermierii. Dacă eu nu încorporez în sol, voi avea răsturile la suprafață, voi avea umiditate, respectiv boli. Fungicidele de altfel au apărut. Sunt fungicide care combat treaba asta. Cred că ulterior, dacă ajungem undeva în zona aia de echilibru în sol și se stabilește un echilibru care să nu mai favorizeze apariția bolilor atât de frecvent, lucrurile o să fie și mai ușor. Am folosit și verben și evolusul l-am avut ani de zile în tehnologie, un fungicid foarte bun, complet. Adică își face treaba foarte bine. Verbenul, într-adevăr, l-am folosit anul ăsta prima oară, trebuie să recunosc. Vă dați seama că sunt produse bune și își merită toți banii. Dacă ar fi mâine să vă pun o întrebare și să vă zic că puteți inventa ceva, puteți acoperi o nevoie a fermierului, ce ați vrea să se întâmple? Să se inventeze un fungicid, să se inventeze, nu știu, sămânța care să încolțească? Cred că s-a inventat deja. Ce anume? Dar nu vrem noi să o acceptăm ca uniune, ca nu vrem să trecem de paradigma asta a organismelor modificate genetic. Cred că trebuie să fim mai deschiși către acceptarea noilor tehnologii
Și cred că omenirea va fi nevoită să scoată genetica adaptată la secetă foarte bine. Iar dacă noi nu acceptăm tehnologiile astea, care sunt deja prezente, nu știu unde o să ajungem ca și siguranță alimentară. Vorbim într-una de siguranță alimentară, dar trebuie să luăm și deciziile corecte ca să o avem. M-am uitat anul acesta în toate culturile de grâu în care am fost, foarte mulți dăunători, continuu zboară câte ceva, afidele. Mai ales pe fondul secetei, atacurile dăunătorilor se amplifică. Am avut probleme și aici în platformă cu afidele, s-au rezolvat cu insecticidul de la Corteva. La cum evoluează lucrurile, mă aștept la încă un val, adică nu te mai miră nimica. Trebuie ținută sub observație până la recoltare în continuare, chiar dacă nu mai plouă și nu o să ai premize de producție prea bune, tot trebuie să intervii dacă ai un atac. Câte tratamente? Iată, în urmă cu 10 ani se făceau unul, maxim două tratamente pentru grâu. Câte ajungem? În mod normal, noi mergem pe 3 tratamente în anii normali, minim 3, în primăvară vorbesc. Anul ăsta am mers doar pe 2 pentru că nu au fost condiții de 3. Când s-ar fi aplicat cel intermediar, deja grâul era în stres, se albăstrise, se vedea clar că suferă și nu avea niciun rost să intervenim, plus că nici condițiile de boală n-au fost foarte, foarte ample anul ăsta, noi avem precipitații. Dar eu mă uit acum, dacă ar trebui, este secetă, dacă ar trebui să dăm un insecticid, n-am stresat grâul? Adică, între ce au fermierii de ales? Cred că mai stresant pentru grâu e un atac de afide sau de dăunător decât... Adică tendința este să intrați. Da, sigur. Chiar dacă e un stres mai mare, mai mic, depinde de produs, prefer să aplic un insecticid dacă am atac, decât să merg pe neglijență, să zic. Știu că aveți instalații de irigat, ne puteți spune, e clar că investiția a fost mare. Nu o să vorbim de sume, că sunt dureroase și pentru cei ce dau și cei ce aud. Dar a fost pe un proiect pe fonduri europene și ce anume ați preferat? Tamburii? Partea de fonduri europene, proiectul e făcut pe organizația de udători, n-are legătură cu noi ca fermă. Uh-huh. Acolo pe partea de fonduri am accesat 1 milion de euro pentru reabilitarea canalelor secundare de irigat. Acum revenind la ferma noastră, investiția a fost făcută din capital de la bancă, propriu, fără nicio intervenție din partea Uniunii. Da, într-adevăr, au fost sume importante, dar cred că în condițiile de anul ăsta am luat cea mai bună decizie. Că deja la cum stau lucrurile... Cât irigați? Irigăm 70% din suprafață, adică 440 de hectare. Și ce sistem ați ales? Am ales sistemul TL de pivoți. Nu știu dacă e în regulă să spun firma, dar mă rog. Am mai spus-o și cu altă ocazie. De ce ăsta? Pentru că aveți variante. Păi, sunt mai multe plusuri pe care le au ei. Au mișcarea continuă, fiind acționați hidraulic. Nu sunt acționați electric. Nu au cabluri, nefiind acționați electric. Deci, incidența furtului e mult mai mică. Faptul că au mișcarea continuă îi ajută să-mi potmolească mai greu. Adică, teoretic, ai putea să dai și norme mai mari, iar în văi, ați văzut că la noi terenurile sunt destul de denivelate, n-ar trebui să apară probleme. Până acum, noi n-am întâmpinat problema asta niciodată, să se împotmolească sau lucruri de genul ăsta. Sunt simpli și în utilizare și în întreținere, sunt americani, e oțel bun, adică deja sunt consacrați oamenii. Am ales o firmă bună, de top, care pe lângă faptul că au plusurile pe care vi le-am spus, au și un vânzător care știe să explice și să proiecteze și partea de aducțiune a apei la nivelul pivotului. Că multă lume vinde, dar lasă pe fermier să-și facă temele aici și de multe ori fermierul greșește. Ori își pune țeavă prea mare în diametru, ori prea mică. Și trebuie să vii cu dimensiunea potrivită, pentru că așa eviți bani aruncați pe fereastră sau... Recumpărarea altea, exact. Trecem mai departe și vorbim la masă largă de irigații. Sunt mulți fermieri care se gândesc că canalul Siret-Bărăgan ar salva România, ar dubla, tripla și tot așa.
vedeți asta o soluție? Este o soluție, într-adevăr, poate să fie o soluție de moment cel puțin. Nu va salva România canalul Siret-Bărăgan, asta e clar, dar știu sigur că ar fi multă lume care ar beneficia. O gură de apă. Da, ar fi o gură de apă și oricum cred că pe viitor trebuie să ne concentrăm cumva pe managementul apei, pe utilizarea cât mai eficientă a apei de irigat. Mai avem de lucru aici, chiar și noi, adică se poate mai bine de atât. Dacă mă gândesc la o provocare care acum vă frământă, care ar fi aceea? Și credeți că e comună mai multor fermieri sau poate fermei dumneavoastră? Da, care e următorul? Provocarea e să-ți asiguri apa? Fertilitatea. Apa, cred că s-a rezolvat momentan cel puțin. N-am văzut sincope grave în distribuția apei, chiar dacă au mai părut defecțiuni, s-au rezolvat repede, deci nu... Apa e problema numărul unu în momentul ăsta, cel puțin pe partea de sud-est și începutul, o parte din Moldova, să zic, dar mai e problema fertilizanților și instabilității prețurilor. Asta cred că e o provocare și pentru noi și pentru toți fermierii să facă o corelare cât mai apropiată de adevăr între costuri și beneficii. Adică. La cât a ajuns cheltuiala pe hectar pentru grâu? Ajunge undeva în jur de 7.000 de lei, în jurul sumei de 7.000 de lei, incluzând cheltuielile indirecte, arenda. Deci... Asta înseamnă mai bine de dublu față de ce era acum 3-4 ani? Dublu. La cât ar trebui să vindem grâu și ce speranțe are un om care privește spre viitor? În primul rând, ar trebui să avem ce vinde. Corect. Deci, în momentul ăsta nu avem vreo siguranță în sensul ăsta, dar zic că la cheltuielile astea, prețul ăla de 2 lei care se estima la un moment dat sau se vehicula, nu mi se mai pare atât de exagerat. Dacă la început nu concepeam să ajungă vreodată grâul la 2 lei, la 4 tone de grâu, cu 2 lei, cam acolo sunt costurile, adică să-ți rămână și ție ceva, încep să ai probleme și n-ai garanția faptului că ai 2 lei. Acum a început să scadă grâu. Deci nu... Au fost 3 zile consecutiv de scădere. Există posibilitatea de stocare pentru a regla un pic prețul? Da, la noi în fermă momentan nu avem o capacitate de stocare suficientă. Avem în jur de 800 de tone pe care am putea să le ținem. Asta e următorul pas? Cred că următorul pas ar fi în direcția asta, da, să ne mărim capacitatea de stocare.